Procurorii sibieni anchetează două infracțiuni de tentativă de omor, după ce în cursul săptămânii trecute, două femei și-au înjunghiat iubiții. În primul caz, o femeie din Sibiu aproape că și-a omorât concubinul după ce i-a băgat cuțitul în inimă. Acesta a avut nevoie de o operație de urgență. Sibianca a scăpat ușor, fiind pusă sub control judiciar. Cea de-a doua tentativă de omor a avut loc în Ogna Sibiului, atunci când, pe fondul consumului de alcool, o femeie și-a înjunghiat concubinul în abdomen. Aceasta a fost arestată preventiv. Sibienii care au drum în zona centrală a orașului sunt sfătuiți să evite să parcheze miercuri la Cazarma 90. Municipalitatea sibiană anunță că aceasta se va închide pentru câteva ore în intervalul 9-13. Ca și alternativă aveți la dispoziție parcarea de la Teatru Radu Stanca, ori locurile de parcare pe străzile limitrofe Cazarmei 90. Dacă aveți drum la cel mai mare spital din Sibiu, în perioada următoare trebuie să știți că începând de marți, accesul în acesta se face doar prin 3 puncte de acces. Astfel, intrarea se poate face doar de pe strada Izvorului, pe poarta dinspre Bulevardul Coposu și pe la Policlinica Spitalului, pe strada Hermann Oberth. În schimb, accesul prin intrările de la maternitate a fost deocamdată stopat. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.